Consilierii județeni au dezbătut în cadrul ședinței de marți, 17 noiembrie, proiectul de hotărâre care viza adoptarea unui regulament pentru finanțarea proiectelor culturale. Este necesară aprobarea unui regulament de organizare și funcționare al Comisiei de Selecție a Ofertelor Culturale și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care să stabilească principiile, cadrul general și procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, pentru solicitanții persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii din județul Dâmbovița. Regulamentul propus spre aprobare cuprinde la anexe formularul cererii de finanțare și celelalte documente care trebuie depuse în vederea obținerii finanțării. Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. Prezentarea acestui proiect de hotărâre nu a fost pe placul tuturor. Consilierul Dragoș Paraschiv a încercat să formuleze un amendament. Deci, ce ai dat tu în anexa aceea, nu e actualizată legea 2013. Actualizați ordonanța pentru o modificare. Supunem la vot și propunerea dumneavoastră, că am spus în comisiile sunt lucrative. Nu vreau să înțelegeți. Păi după ordinul numărul 2355 din 2013 pentru modificare și completarea normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor. Specifice acolo. Procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționarea contestațiilor. Aprobate prin ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național. N-are nicio legătură. Este un regulament prin care noi încercăm, într-un mod transparent și consultând mai mulți oameni de specialitate, să alocăm niște resurse financiare la diverse activități culturale propuse de diverse asociații, fundații, persoane fizice, persoane juridice, pe o bază cât mai criterială, așa cum am stabilit o bază criterială și pentru activitățile de tineret și sport. Eu aș vrea să vă spun că până azi n-a fost nicio lege a Consiliului Județean Dâmbovița și constatând că cer tot felul de asociații și fundații, nici nu știu la un moment dat cum să apreciez o cerere, eu ca președinte. Am organizat această comisie de selecție, pe care, a cărei componență o stabilim în Consiliul Județean. Și evident că în comisia aceasta vor fi oamenii de la Comisia de Specialitate a Consiliului, dar și alți oameni de cultură, ca să avem o bază cât mai corectă de evaluare a proiectelor propuse. Dar nu sunt firme. Nu sunt... Domnul consilier, putem avea pentru o activitate, nu știu, dacă sunt ansambluri folclorice, s-ar putea să avem 3, cum spuneți dumneavoastră. Dacă nu sunt ansambluri și este un concurs de sculptură, s-ar putea să fie mai greu să avem 3. Noi încercăm să disciplinăm un pic circuitul financiar, să avem criterii și să avem o bază de selecție pentru proiectele culturale care ne sunt propuse, nouă Consiliul Județean. Și eu zic că regulamentul ăsta este un prim pas. Aveți niște modificări concrete, veniți cu textul, veniți pe el, îl lucrăm în comisiile de specialitate și facem o modificare. Dar altfel este o discuție care n-are cap, n-are coadă și nu știm unde să intervenim. Finanțările de acest tip nu se acordă în sistem competitiv, concurențial. Ele se acordă pe criterii de oportunitate. Este la fel de valabil să respinge o cerere de finanțare ca să și admiți 3, dacă vin 3, cu același obiectiv. Problema este că trebuie să avem o comisie care își asumă acest tip de selecție. Oportunitatea în sine nu este un lucru facil de stabilit, pentru că trebuie o minimă bază de informare cu privire la cine este solicitantul finanțării. Adică să finanțăm inițiative serioase. Despre asta este vorba. Ori comisia ca atare asta și asumă. Regulament noi nu avem până acum. Și dacă este să vorbim în concret, sigur că legea cu aplicație generală ne stăvește un cadru, un model de abordare. Dar noi, ca și Consiliul Județean, putem crea normă de aplicație județeană în această privință, nu în selectarea
cererilor de finanțare. În cele din urmă, dialogul s-a încheiat cu mențiunea ca amendamentul propus de consilierul Dragoș Paraschiv să fie discutat după ce va fi formulat în prealabil. Astfel, de anul viitor, entitățile care organizează evenimente culturale vor putea beneficia de finanțare de la bugetul Consiliului Județean Dâmbovița după ce vor trece de faza de selecție a Comisiei de Specialitate, comisie care, pe lângă reprezentanți din rândul consilierilor județeni, va fi formată și din oameni de cultură renumiți.